Bune să vă fie inimile! Iar obrajii roșii, precum cutiile noastre, sunt cosminsele și din nou cu norocul la purtător, mai pregătit ca niciodată să dăm 100.000 de lei! Ba chiar 200.000 de lei în caz că ne cade cu tronc cutia cu numărul 25! Astăzi îi urăm bun venit lui Musti Camara, noul nostru coleg care pășește pe platoul nostru cu sufletul plin de speranță și cu buzunarele. De asta ne ocupăm noi aici. Bine ai venit, Musti! Bine v-am găsit, mulțumesc! Cum îți spune, Musti sau cum? Musti. Musti, Musti. Am înțeles. Suficient. De unde vii? Băi, vin din București. Bravo, felicitări. Vin din București, născut în București. Da. Plecat din țară de mult și m-am întors acum 7-8 ani. Unde ai fost plecat în țară? Un pic peste tot. Adică? În Spania, în Franța, un pic peste tot, în Africa, un pic peste tot. Bravo. Sincer. Te-ai întors cu o grămadă de povești. M-am întors în țară. Da. Și să-mi fac treaba aici. Bun. Așa trebuie. Perfect. Aștept să vă cumplești cu 200.000 de lei. Doamne, de la ajută, noi, doamne, doamne. Aplauze pentru Musti Camara. Ne onorează cu prezența și ne menține echilibrul ca de fiecare dată doamna avocat Eugenia Bobe. Bună seara, doamnă! Astăzi mă simt încrezător, așa, și am o propunere pentru dumneavoastră. Eu număr de la 1 la 24, iar când ajung la cutia cu 100.000, dumneavoastră clipiți de două ori din ochișor. Da? Faceți așa. Uite așa faceți. Puc, puc, puc. Da? Ce ziceți? Cosmin, ești simpatic. Dar zic să nu te mai obosești. Deci răspunsul este nu. Nici n-a clipit doamna avocat când m-a refuzat. Bun, mult, dar mult mai cooperant este însă computerul nostru pregătit să ne arate cine ia azi taurul de coarne. Să înceapă corida în 3, în 2, în 1 și... Florentina Babei! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce faci, Florentina? Abia așteptam să văd și eu cum se vede de aici. Se vede și cum se vede? Frumos! Bravo! Ia un loc, te rog, frumos! Florentina, ce știm despre tine este clar. Ce a rămas întipărit în mintea tuturor și în mintea noastră și în mintea telespectatorilor este că te măriți! Și acum se aude bine, așa. Nu doar asta! Mulțumesc! Nu doar asta, ai fost ceramist? Am fost ceramist. Te ocupi cu ceramistic? Da, practic ceea ce făceam eu era să folosesc anumite mulaje. Inițial am început în 2018, când găsisem eu undeva pe internet cum să faci mulajul mâinilor. Și de aici a plecat practic toată ideea mea de a face lucrul acesta, mai ales că îmi place foarte mult, sunt creativă. Și îmi place foarte mult și cred că lucrul ăsta mă relaxa cel mai mult. Ești creativă și în bucătărie? Sunt creativă la masă, că îmi place să mănânc. Da. Dar cine este creativ în bucătărie la tine? Dintre mine și Robert. Robert este viitorul fericit. Da. Dintre mine și el, cred că suntem undeva la mijloc. Când nu am eu chef să gătesc, gătește el și tot așa. Am înțeles. Cum te-a cucerit Robert? Am ieșit într-o seară cu fetele în club. El în momentul respectiv dansa ca și acrobat. Și am avut norocul să-l întâlnesc în clubul respectiv. E acrobat el? A fost. A fost acrobat? Da. Ma. Da, când am văzut că el poate să facă sfoara și eu nu, am zis wow. Tu ai fost și stewardesă, însoțitor de bord? Am fost, da, și stewardesă pentru aproape 3 ani. M-am întors în țară din cauza pandemiei. Era o incertitudine la momentul respectiv. Noi oprisem zborurile, nu știam exact când vom zbura iar. Iar în momentul de față te ocup cu? În momentul de față sunt reprezentant medical pe dermatocosmetice. Bun. Da, și îmi place chiar foarte, foarte mult. Sunt mulțumită pentru că am lăsat ceva ce îmi plăcea și fac altceva, tot un lucru care îmi place foarte mult. Perfect. Ce ai face cu 100.000 de lei? Cu 100.000 de lei, dacă aș ajunge până acolo, cu siguranță ar fi o parte din avansul pentru o locuință. Felicitări! Mulțumesc! Ești o persoană curajoasă, ești o persoană hotărâtă? Crezi că vei merge până la capăt? Sunt curajoasă, sunt hotărâtă, dar în același timp sunt și precaut. Am înțeles. Da. Bun.
Florentina, ai deja așa ștate vechi la noi în platou, da. Așa că înainte să-ți pui intuiția la treabă, vreau să văd cât de atent ai fost. Bun, da. Cât de mult poți câștiga în acest sezon la Batem Palma? În acest sezon putem câștiga până la 200.000 de lei. Bravo, bun, impecabil. Și ce trebuie să faci astfel ca doamna bancă să fie generoasă cu tine? Ca doamna bancă să fie generoasă cu mine, ar trebui să scot prima dată numerele din partea stângă, cele roșii, și să rămânem cu sumele mari. Perfect, începem? Da. Runda întâi! Șase cutii. Șase cutii, dar înainte să le deschid, o să-mi cer scuze față de colegii mei, pentru că nu am ochelari, nu dibuiesc numele, așa că o să mă focusez mai mult pe cutii, numerele, da, cutiilor. Vezi numerele cutiilor? Le văd, dacă nu mă descurc, te anunț. Da, te rog. Bun, prima cutie. Primul număr. Primul număr este 11. 11, Nicoleta Vasile. Nicoleta! De unde vii tu deloc, Florentina? Din Giurgiu. Din Giurgiu, Nicoleta? Eu de la Târgoviște. Știu. Mă pun bine cu ea, că poate nu și-a luat orchestră la nuntă, cine știe. Nu asta mi-am luat, nu. Nu ți-ai luat? Am zis că iau numărul dânsei și o voi chema. Bravo. Auzi ce frumos să-ți cânt. Ia-ți mireasă ziua bună. Hey! De la tată, de la mumă. Chechira, chechira, yeah. Și pe tine te iau ca MC. De la surori măi, de la? De la grădina cu flori. Excelent, Nicoleta! Acum să ne luăm ziua bună de la cutia cu numărul 11. Bacșișul după emisiune. Asta zic. Îți urez succes în această mulțumesc seară mult. Și cutia asta să aibă o sumă mică. Mulțumesc! 50 de lei! Bravo, ai început foarte bine! Da. Următoarea cutiuță. Cutia cu numărul 2. 2. Anca Vasile, freelancer, fost director de vânzări la o companie de IT. Regretă că a plecat, dar să nu regreți. Ce faci tu acum? Cu ce te ocupi? Acum... Ce ai în plan? Plănuiesc să-mi deschidă o companie care organizează evenimente pentru copii. Ah! Am mai făcut asta în trecut. Ai mai făcut asta? Da. Adică, ce ai făcut? Am avut o companie care organiza evenimente pentru copii, dar și evenimente business, însă nu în România. Da unde? În Shanghai. Oh. Oh. What? Ah, ce ai făcut în Shanghai? Am locuit acolo 7 ani. 7 ani în Shanghai? Da. Inițial m-am dus la facultate. De fapt, cu un contract de modeling la vremea respectivă, trebuia să stau 3 luni. Însă am aterizat în Shanghai pe 1 aprilie și a fost o păcăleală că am stat 7 ani. Și vorbești limba chineză? Da. Normal. Era, bravo, felicitări. Mulțumesc. Bun. Hai să deschidem cutia cu numărul 2. Hai, mult succes. 50.000 de lei. E ok. Este exact suma pe care nașii trebuie să o pună la nuntă jos. Bun, următoarea cutie. Trecem așa ca și cum, da, nu da, s-a da fi întâmplat, da? Da. O să merg cu numărul 1, domnul Sorin. Bună seara! Bună seara, domnul Linda! Florentina, știu că ai crescut aici la emisiunea asta. Speram cu toții să pleci mai repede, dar sperăm să și pleci cu o sumă bună. Mulțumesc! Așa că noi încercăm... 12.500! Am început mâine. Atât ai meniul la nuntă la voi. Da. E încă okay. Trei cutii. Încă trei cutii. Cutia cu numărul 6. 6. Ionuț Dincă. Ce super faci, Ionuț? Foarte bine. Spune-mi, te rog frumos, cum ai devenit pompier? Păi, la 21 de ani am ales meseria asta pentru că am empatizat foarte mult cu salvarea de vieți omenești și salvarea de bunuri. În copilărie am mai avut și ceva incidente și am văzut ce înseamnă și cât de important e. Și am îmbrățișat cu drag, chiar cu drag, meseria asta. O meserie riscantă. Foarte. Bun. Sunt paramedic, merg pe descarcerare și pe stingere. Felicitări. Mulțumesc. Te rog, Ionuț.
Mic. 1000 de lei. E bine. Tot pe galben, îmi place galbenul. Da. Cea mai mică dintre cele mari, deci e suntem okay. Bine. Te rog. Cutia cu numărul 4. 4. Ioana. Ioana. Florentina, să fie cu noroc. Mulțumesc. 20 de lei. Mai avem o cutie în această rundă. Încă una. Cutia cu numărul 22. 22, Adrian. Bună, bună, bună. Cățel ai? Am motanel, am și un cățel la Giurgiu. A fost al meu, dar l-am lăsat pe capul mamei mele. Am înțeles. Păcat. Adrian. Da. Te rog, Adrian. 22 e data zilei mele de naștere. Sper să-ți aducă noroc, casă de piatră și multă fericire. Mulțumesc. Wow, un ban! Am zis în gând un ban. Da? Da. Un ban am încheiat prima rundă. Așa. O să aveți o nuntă cu tradiții sau o nuntă de-asta fancy-trancy? Nu, nici fancy, nici trancy. Eu oricum sunt un om foarte simplu. Nu vreau ceva extravagant, ieșit din comun. Vreau doar să simt că am trecut și peste pragul acesta. Pentru că noi oricum suntem împreună de aproape 8 ani de zile. 8 ani? Da, Și este doar așa, de a face încă un pas și a respecta cumva mersul lucrurilor. Bun, da. Frumos. Bună seara, doamnă bancă! Ce mai faceți, doamnă scumpă? Da? V-ați căsătorit? De mult? Cum a fost nunta dumneavoastră? Tradițională sau? Nu? Nu? Dar cum? A, deci sunteți din București. A, și ați fost pe figuri, pe fițe, pe, nu? Aha, am înțeles. Și restrânsă. Am înțeles, da, nu vă trebuie, da, mă rog. Bine, vă rog. Vă rog. Mulțumesc, sărut mâna. Prima ofertă pentru tine este de 1425 de lei. Nu batem palma. Nu batem palma, mergem mai departe. În runda a doua deschidem 4 cutiuțe. 4 roșii. Doamne ajută. Cutia cu numărul 17, Larisa. 17, Larisa, o altă mireasă. De la mireasă la mireasă. Mi-e atât de drag de ea, nu știu. De la mireasă la mireasă. E un om așa frumos. Da. Larisa, stai, nu te grăbi. Nu mă grăbesc. Tradițional nunta sau? Nu, deloc tradițional. Nu cunosc niciuna dintre tradițiile ce trebuie respectate. La fel și partenerul meu a trăit în UK mai mult timp și deja... Deci nu jucați găina, tu. Nu, nici nu știu ce e aia. Nu știi ce e aia, găina? Nu, poate mă pune să joc găina și nu știu să fac. Vai, nu. Te rog, cade la mireasă, la mireasă. Hai să vedem cât, dacă o invizi la nuntă, să vedem cât pune la masă. Ia. Tu ești o minunată, o scumpă. Mulțumesc. Și dincolo de aparența ta fascinantă, ești foarte, foarte bună. E o persoană Mulțumesc. Extraordinară, Florentina, deci chiar... Mulțumesc îți doresc mult. Să ai un leu pentru că meriți. Mulțumesc. Doamne ajută toată lumea cu mânuțele. Yeah! Un leu! Yeah! 5 lei! Et je ai de vouloir te garder. Îți doresc mult. Să ai un leu pentru că meriți. Mulțumesc. 10 lei. Bun. Foarte bine. Mulțumesc. Urmă, încă 3 cutii. Cutia cu numărul 12. 12, Musti. Bun, am aflat despre tine că ai fost plecat foarte mult. Dar ce ai făcut în toată perioada? Câți ani? 7 ani? Am reținut bine? Acum 7-8 ani m-am întors în țară. A, cu 7-8 ani te-ai întors în țară? Acum foarte mult timp. Adică maică m-a plecat cu noi din țară în 84. Aha. Și m-am întors acum 7-8 ani. Am înțeles. Și câți ani ai tu acum? În 2 luni fac 43 de ani. Mulți înainte.
Căsătorit? Wow! Poftim? Căsătorit? Nu. Am fost divorțat, am 3 copii, am 3 băieți. Unul e ca mine, efectiv. Câți ani au băieți? Și 2 stau în Spania și unul aici în România. Pe unde ai fost căsătorit? În România sau în Spania? În Spania. În Spania? Da. Ce ai spanioloaică? Am avut. Și copiii mei, da, sunt jumătate în spaniol. Și toți 3 sunt cu aceea soție? Nu. Păi ce? Domnul, mai nebună, cine a umblat cu făfârlica? Da, viața n-a. Viața adică ia, explică. Am vrut o... M-am căsătorit la 21 de ani. Felicitări! Ca să înțelegi. Bravo. Așa că am vrut doar... Și cu spanioloica, da? Da, dar nici cu ea n-am avut copii. Mamă, m-a spart. Da, știu. Deci, te-ai căsătorit cu o spanioloică. Da, nu m-am căsătorit cu o spanioloică, am stat 7 ani cu ea, n-am divorțat și după urmă am început o viață diferită. Mai bine decât să mă căsătoresc, am făcut copii, că e mai... Cu ea! Nu cu ea, cu altele. Băi, mai să făci, mă încurci! Deci tu o poveste lungă. Cu spanioloica și între timp ai mai... După divorțul am mai avut viață până în ziua de azi. Și ai 3 băieți. 3 băieți, da. Fiecare cu mame diferite? Da. E, nebunule! Măi, toreador, bicești! N-ai vrut. Sigur, n-ai vrut. S-a întâmplat, viața e cum e. Aveți grijă acolo, Larisa, Nicoleta, că odată... Te rog, puțin! Pune de copii! Deci... Mi-e frică și să dau mâna cu tine. Mi-e frică să stau aproape acum. Glumim, Musti, nu te superi. Bun, te rog. Deci, îți doresc cel mai mare noroc să fie cel mai mic, ăla de 1 leu. Poți să-i dorești un copil, că e de poate că ai sătă. Îți doresc un copil, că e cel mai minunat. Să ia. Așa că să fie mulțumesc ceva mic. Mulțumesc mult. 700 de lei. Perfect. E bine. Încă 2 cutii în această vreme. E bine. Nu te mai uita la el. Nu, chiar nu mă uitam la el. Te riști. Cutia cu numărul 5, Paul. 5, Paul. Bună seara, bună seara. Bună. Florentina, dacă îmi permiți, aș veni sigur și cu o da. Propunere să vă luați o lună de concediu în Palma de Mallorca. E o destinație superbă. Mulțumesc. E un loc super, mai ales pentru dar astfel de ocazii. Dar din Galați. Galați, Terdam, născut și crescut, da, da. Și de ce nu-i chemi în luna de miere la Galați? Mi-i chem pe toți în Palma de Mallorca. Galațiul arată superb, chiar s-a modernizat. Avem în centru și un fel de gură de metro. Bine, noi n-avem metro, dar avem o cupolă. E un pasaj subteran, zici că avem metro. E superb oricum. Acolo dansăm. Acolo să dansăm, am înțeles. Ar fi minunat. Bun, te rog, Paul. Florentina, da. Cutia numărul 5, 5 lei îți doresc. Mulțumesc. Să am și o noroc ca Laurențiu, Doamne ajută toată lumea cu mânuțele. Bravo! 900 de lei. E bine. Ok. Foarte bine jucat. Mulțumesc. Ultima cutie din această rundă. Cutia cu numărul 3. 3, Laurențiu. Mm. 20.000 de lei. E ok. Și eu zic că e ok. Am încheiat această rundă. Să vedem ce ne oferă banca. Cum stăm pe panou? Oh, s-ar putea să fie o sumă mai măricică, nu? Da, vă rog. Nu? Da, păi normal, minim dublu. Triplu? Cât? Mulțumesc, Săruna. A doua ofertă pentru tine este de 2580 de lei. Bate-mi palma. Nu, și mergem mai departe în runda a treia. Începem seria rundelor cu 3 cutii. Deschidem 3 cutii. Cutia cu numărul 7. 7. Bună seara. Steven. Bună.
5 lei! Mamă, 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 ce bine mergi! Foarte bine, toată! Hai! Încă două! Încă două. A dat zoom. Zoom. Nu merge. Nu, că e și 6 la 8. Cutia cu numărul. La mine? Da, iubire. Dana. Welcome Dana. In our club, yes. Îți doresc tămăriți ghini. Îți doresc fi fericită. Și prima și ultima iubită, dată. Și un cântec. Mulțumesc. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et je ai de vouloir te garder. Îți doresc fi iubită. Mulțumesc. Și întotdeauna. Mulțumesc la fel. Îți doresc să fii un leu aici. Un leu. Hai. Bravo! 500 de lei! Mamă, mamă! Hai, ultima cutie din această rundă. Uh-huh. Aș fi vrut eu să fie ultima. Cutia cu numărul 20. 20! Caterina. Bună seara! Caterina, bună seara, Caterina! Îți doresc să fie aici, nu darul de nuntă, să fie tot roșu. Mulțumesc. Și casă de piatră, deci roșu să fie! ¡7500 de lei! E bine! Am încheiat a treia rundă. Mai avem 4 sume roșii, 2, 4, 6, 7 sume mari. În următoarea rundă deschidem 3 cutii dacă o refuzi oferta băncii. De obicei la noi, de obicei, așa am observat eu, se refuză. Mai bine tac. Da, vă rog. Bine, o să tac din când în când dacă dumneavoastră spuneți. Da? Ok. 5.890 de lei. Nu batem palma. Nu batem palma și mergem mai departe în runda a patra, 3 cutii. Cutia cu numărul 9. 9. Andrei Ștefan. Căsătorit? Că nu te-am întrebat pe tine. Nu. Nu? Nu. Dar am pus cariera pe primul loc momentan. Am înțeles. Hai să vedem ce ai în cutia cu numărul 9. Felicitări frumos. 1 leu. Am zis un leu de 3 ori în gând. Mulțumesc, Andrei. Mare drag. Să ai baftă și de dragoste și de bani. Mulțumesc mult. La toată lumea îmi doresc să doar lucruri bune. Mai am 2 cutii? Da. Cutia cu numărul 21, domnul David. Mulțumesc. David. Copiii tăi te-au însoțit vreodată în expediții? Doar prima mea fată. Am fost în Uganda, în Ruvenzori cu ea și prima româncă pe acel vârf. Câți ani avea? Păi avea destul de mult, dacă acum are 41, acum 9 ani când a făcut primul copil. După perioada aia post-natală, avea un... Am scos-o din priză de aici și am băgat-o în priză la munte. Și cred că i-a prins foarte bine. Am făcut-o bine. De aceea, cine merge în Uganda, se face bine. În Uganda? Da, eu acolo m-am făcut bine. Adică? Păi Cosmin, o să avem timp să vorbim. Am fost pe Everest, m-a trecut trenul, avioanele peste mine, calorifere, eu știu, în cap. Bine. Și un an de zile după aia n-am mai făcut nimic, pentru că nu mai voiam să știu de nimic și a trebuit să plec undeva. Și primul loc unde am plecat după 2003 a fost Uganda. Și când am venit de acolo, am venit sănătos, aici. Și aici. Bravo. E greu de povestit. Bravo! Bravo. Bravo.
Pe mine mă frige cutia asta, sincer. M-a fript, încerc să văd, să văd dinainte ce e Florentina, dar... Ce-o fi? Ce-o fi, o fi. Noroc. Mulțumesc. 15.000 de lei. E bine, mă. A fost chiar așa e fierbinte. Bine. E bine. Haide să mai scoată una roșie. Arată foarte bine panou. Foarte bine. Cutia cu numărul 23. 23. Vecina mea. Da. Cui mă lași? Cui mă lași, Florentino? Nu știu cu cine vine după mine, dar asta e. Of. Lasă, Alex, că am eu grijă de tine, stai liniștit. Are, nu, am oameni. Și ai oameni are aici. Apreciez foarte mult. Florentina a babei sau a babe, cum îmi place mie să-i spun. Ce să zic, să ai, să-ți fie bine de tot în viață. Eu dacă știam mulțumesc. Că cheia către inima ta e un bărbat flexibil, care... De ce râdeți? Care ești? care poate să facă sfoara sau ceva de genul ăsta. Adică eu din start veneam și mă duceam și nu am nici mâini și... Wow! A făcut sfoara, mă! A făcut... Mulțumesc! Ai făcut sfoara? Da. Mamă! Am târziu, dar am făcut. Florentina, poate te mai gândești, Florentina. Nu. Poate ea și este. Am băgat-o mai bine. Este ca o spaghetă adevărată, italianească. Poate mai gândești. Soțul nu supere acasă. Cum vorbește, Alex? Cum se activează toate domnișoarele? Bun. Eu am avut un feeling aici. Sper să mă înșel de data asta. V-am zis vouă că am număr mare în cutie, dar nu o să fie așa. Numai la numere mari te gândești. 2500 de lei. Am încheiat runda a patra. Încă una. Hai, Flori. Să vedem cât pune, nu, cât pune banca la nuntă. Unde faceți nunta? Îmi doresc undeva într-o pădure. Popa. La poate Reșița. La domnul. La Reșița, da, vă rog. Da. Darul de nuntă, vă rog. Mulțumesc. A patra ofertă a băncii. 9710 lei. Mulțumesc, dar nu batem palma. Bine. Runda 5. Ultima rundă cu 3 cutii. Doamna Ruxandra. Numărul 14. Ruxandra. Florentina, avem o legătură, da. Prin meseria pe care ai făcut-o și tu și eu am făcut-o mai mulți ani ca tine. Sper să ai cer senin în căsnicia ta, să fie mereu soare și să călătorești ca turist peste tot în lumea asta. Mulțumesc. Iar în cutie sper să am 75 de lei. Bun. 100 de lei! Bravo! Aproape! Bravo! Două cutii! Ce tare e cupa! E darul de nuntă! Mamă, ce bine arată panou, ce bine arată! Încă aștept strigătul de ajutor. Deschidem în 19! 19, Mihai Grama! No. Amu, că am ajuns aici, trebuie să o întreb eu pe fata asta, oare cum a fost? Că la noi în Ardeal, să zici așa, până la armată te însori tu. Dacă îți place de o fată, mergi și o iei, poți să nu o lăsi al lor. Bă, mergi și o furi, nu știu, faci ceva. După armată, deci după vârsta de 21 de ani, zice că te însoară neamurile până pe la vreo 30. Că se întâlnesc ei și povestesc, bă, zice, fata locutare ar fi bună, așa. Așa era aranjamentele atunci. E, dar după vârsta de 30 de ani, zice, no, hai să mergem pe la babe să vedem, să cate alea, să... Atunci, bine, pe vremea nu era așa cum astrologi. E la risa, să îi spuie că ce se arată în stele și în lună și nu știu unde. Dar merea la babe și pe alea făceau ele, aveau tot felul, dădea în bobci, aveau manevrile lor. Și un unghi am eu zice, mă, nu și prost, zice, mergi și ia muerea de la bărbat, lasă că prostul găsește alta, nicio problemă. Hai să vedem. Vă rog.
pentru luna de miere. Mulțumesc. Ai materialul didactic, să vedem. Sper să fie aia mică. Bravo. 5.000 de lei. E bine, e bine. Îmi place, ultima cutie din această rundă. Gemenele mele frumoase, cutia cu numărul 10. 10. Viitoarea doamnă Roșca și viitoarea doamnă... Roșca. Te-a cerut și pe tine? Dar nu ne-a cerut pe niciuna. A, nu face... A, scuze. Acum s-a schimbat, de cer ele pe ei. No, bun. Este pe viitor, cine știe? Da, Florentina, îți doresc o casă de piartă, de piatră, pardon. Iartă-mă, o căsnicie fericită și frumoasă, așa ca tine. Și mă bucur că te-am cunoscut. Și eu, și eu mă bucur că v-am cunoscut. Eee! 100 de mii de lei. Și m-am și gândit că în 10 sigur e 100 de mii. Nu ne panicăm. Nu. Am încheiat runda 5. Da. Dacă refuz oferta băncii, mergem în runda 6, unde deschidem două cutii. Dacă nu scoteai 100 de mii, oferta băncii cred că era imensă. E ok. Da. Ce o iei? 15, 12, 12. Mai bine să începem. Da. 13.000, 12.000, 12.000. Hai că tu luați de mine. Bun, mulțumesc. $13.100. Nu-mi bate în palma. Mamă, și-am vrut să creez un moment de tensiune. Nu. Nimic. Mergem mai departe, runda 6. Cutia cu numărul 24. 24. Ștefan. Bună seara. Bună seara. Da, cred că te-ai uitat de multe ori la mine, ai vrut să mă alegi de mai multe ori. Da. Sper, am vorbit și cu colegii, ei zic că am sumă mică și eu sper că am sumă mică, să-ți faci nunta cu tot ce ai tu nevoie, să-ți mulțumesc. Iei și bucătar scump. Da. Așa că haide. Joci cutia 25. Haide, Flori! Ce ediție! Ce emisiune! Am vorbit și cu colegii, ei zic că am sumă mică și eu sper că am sumă mică, să-ți faci nunta cu tot ce ai tu nevoie, să-ți mulțumesc. Iei și bucătar scump. Da. Așa că haide. 10.000 de lei. Bine, bine, mai bine. Nu-i rău. Bun, dar mergea o roșie. Două mari și două mici. Încă o cutie. Două păsări mari, două păsări mici. Trebuie să scoți una roșie neapărat. Da, și eu zic. Cutia cu numărul 15. 15. Da, roșu, Laura, roșu. Mi-ai spus cum se comportă un om când minte. Acum te-aș întreba cum se comportă un om când te place. Bună întrebare, mai ales că vorbim aici de fete care urmează să se căsătorească, de cupluri și de toate astea. Uite, oamenii de obicei când se plac, se mai fac anumite gesturi care te dau de gol, dar o chestie care se observă foarte ușor, trebuie să observi mai în apropiere, așa că se mărește pupila destul de mult. Oricât de bine s-ar controla o persoană, ceva te dă de gol. Fetele își mai dau părul așa pe după ureche și mai dau din gene, bărbații se mai înfoie așa puțin. Place să observe așa oamenii. E... Mie îmi spui? Te rog, cutia cu numărul 15. Ia să vedem noi ce avem aici. Ce se întâmplă aici? $75.000 de lei. Am încheiat runda 6. 75, 250 de lei și 25.000 de lei. Cea mai mare ofertă a băncii până acum a fost de 13.100. Ai refuzat-o cu nonșalanță. N-are nimic. N-are nimic. Nu.
pozitivă. Foarte. Bine. Nu doar banii sunt importanți în viață. Dar și 25.000 sunt foarte bune, adică... Da. Plus că dacă vei alege să joci cutia 25, se pot dubla acești 25.000. Bun. O cutie sau aștept oferta? A, nu, mai așteptăm. M-am zăpăcit, am uitat. Păi îți face oferta banca. Ok. Dacă refuzi, mergem în runda 7 și deschidem o cutie. Dacă refuzi. Da. Da, vă rog. Da? Mulțumesc. Nu-i rău deloc. Așa se oferta băncii pentru tine este de 15.000 de lei. Ce aș lua. Iau. Dacă refuzi această ofertă, mergem mai departe în runda 7, unde deschidem o singură cutie. Vreau să spun ai două roșii și una galbenă pe panou. Sigur, în cutia mea este un număr mic, pentru că de obicei lumea fuge de cutia 13, ghinion, cu nu știu ce. Sigur e număr mic, deci până la capă n-am cum să o joc. Fă ce simți. Da. Ascultă-ți inima. Lasă-ne pe noi. Fă ce simți. Renunță la... Da. Batem palmă. Batem palmă? Da. Florentina Babei a bătut palma pentru 15.000 de lei. Hai să vedem cum ar fi fost dacă runda 7. Și sper, adică eu îmi doresc enorm de mult să sparg aceste mituri, că nu clar, am sumă mică, clar. Hai, sper. 18. 18. Alina. Da. Asta ai fi deschis? Da. Sigur? Da, sigur. Te rog. Hai să vedem. Mamă. E okay. 75 de lei. Iar oferta băncii în acest moment așa ar fi fost... Mai mult. 1:8. Hai să vedem ce ne spune doamna bancă. Ai mers extraordinar de bine. Mulțumesc. Hai că eu n-aș fi renunțat, eu m-aș fi dus. La sincer, cât de bine ai mers. Să... Da, vă rog. Să nu mă lăcomesc. Bravo. Păcat că e impozat. Mulțumesc. Păcat. Ultima ofertă ar fi fost de 17.500. Okay. La cum arată panoul aici? Acum. Ai fi bătut palma? Aici? Sincer, nu. Nu știu, eu tot merg pe premiza că am un număr, sumă mică. N-ai fi bătut palma, da? Nu. Și ai fi mers acasă cu suma din cutia ta. Hai să vedem ce cutie deschidem. A mea. Cutia ta. Dar vreau să o salut pe colega mea. Vreau să celor de acasă și vouă a spus că e convinsă că în cutia ei are o sumă mică. Noi nu. Noi am zis că are 25.000. Hai să deschidem cutia ta. Și 5.000 de lei. Aia e. Larisa, te rog. Deci, știți ce am? 250 de lei. Bun. Putem acum să joc frumos, da? Florentina. Da. Ai câștigat 15.000 de lei, ai bătut palma în runda 6, dacă nu mă înșel. Vin și te întreb. Joci cutia 25? O jucăm. Da. Da? Da. Da. Bun. Curaj. Baftă. Baftă. 25 e. Te rog. Haide, Flori. Ce răstare acum. Cutia 25 îi poate dubla câștigul. Bonus. Îl poate înjumătăți. Poate obține un bonus de 5.000 de lei. Poate pleca cu suma câștigată acasă. Sau poate pierde toți banii. Vă rog, Andreea, Adelina, Alina, Paul, vreau să te gândești și să-mi spui ce cutii deschidem prima dată. Stânga sau dreapta? Dreapta. Dreapta. Andreea și Adelina. Hai, doamna, ajută. E bine! E bine! E bine! Excelent!
N-ai cum! N-ai cum! Mamă, cât îmi place emisiunea asta! Incredibil! Deci cutia 25 este genială! E rândul tău să deschizi în momentul de față, tu poți să pleci acasă cu 30.000 de lei, 20.000 de lei sau 15.000 de lei. Să vedem cu ce bani pleci acasă. Hai să deschidem cutiile! Hai să vedem, da, mai mare! Epa! Bonus și X, aplauze încă o dată pentru Florentina Babei! Și uite așa se încheie și cursa de azi, dar mâine mai dăm o tură! Să nu întârziați, la 18 e startul, sunt Cosmin Sele și vă salut! Mai!